Explozia s-a produs la 5:30 dimineața. Soțul meu în jumate acasă urla, altceva nu știu, eu m-am trezit cu tavanul în cap. Unde o să dormiți la noapte? La neamuri. Cum sunt rudele dumneavoastră? Sunt bine în spital? Ce ați aflat? Momentan soțul meu e grav. Iar rău. Dormeau. De când s-au sculat gineri, mi-au ieșit afară și s-au dus aprinde vreo țigară sau ceva. Și de când l-au aprins, atunci a bubuit. 7 oameni, între care 2 copii, au fost răniți în explozie. Unul dintre ei este în stare gravă la Spitalul Județean din Ploiești. Arsurile de peste 50% sunt cu evoluție dificilă și de multe ori evoluția nu este favorabilă. Nu putem spune cu certitudine cum va evolua decât după câteva zile de evoluție. Casa în care s-a produs deflagrația a fost distrusă aproape total. O singură locuință afectată, dar în care locuiau 2 familii. Dar această explozie a produs și degradarea locuinței respective în proporție de 50-60%, astfel încât ea la această oră este nelocuibilă. Acumulările de gaze sunt duse într-o încăpere datorită unor defecțiuni tehnice la instalația de alimentare cu gaze. Explozie în această dimineață și la Botoșani, 2 persoane au fost